Bună seara și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă invit la videoclipul pentru săptămâna 16-22 august. Este și horoscopul, puteți mixa cele două videoclipuri. Haideți să vedem așadar cum va fi această săptămână pentru dumneavoastră, dragii mei. Așadar, 16-22 august. O carte a căzut, haideți să continuăm. Ok. Excelent. Ok. Avem așa. La baza pachetului este această carte reprezentată de, așa cum vedeți, un curcubeu și mai multe personaje și copii. Reprezintă o familie, o familie fericită. Da, deci va fi o săptămână, se pare, norocoasă, o săptămână fericită în familia voastră, cu familia voastră, alături de familia dumneavoastră, da? Poate să fie copii, da? Soț, părinți, eu știu, frați, rude, da? În general, o familie fericită. De asemenea, cartea aceasta reprezintă pentru mine, într-o oarecare măsură, stabilitatea. Prima carte care a ieșit aici este, bineînțeles, așa cum vedeți, o femeie. Reprezintă o femeie îndrăgostită, reprezintă o femeie care dorește să iubească, dorește să-și manifeste dragostea, să-și manifeste iubirea. Așadar, dacă sunteți doamne în această săptămână, veți, să zic așa, veți emana, așa veți străluci în exteriorul dumneavoastră datorită acestei iubiri, datorită unei dragoste, o iubire pură pe care o purtați pentru cineva special. Atenție un pic însă, căci în anturajul dumneavoastră, da, nu toate sunt așa roz, iată pare o femeie care e energia unei femei, da? Fie că sunteți bărbați, fie că sunteți femei, nu contează, mă adresez tuturor celor care vedeți acest clip, apare energia unei femei. Această femeie s-ar părea că face parte din familia dumneavoastră, dar poate să nu facă, poate să fie o colegă de la serviciu, poate să fie o vecină, poate să fie, da, altcineva. Este o femeie care, a cărei energie este manipulatoare vis-a-vis de voi. De ce? Pentru că este o persoană care vă invidiază. Atenție la bani, atenție la partea materială, atenție la fericirea pe care voi o expuneți, pentru că, vedeți, este invidioasă pe familia pe care o aveți, pe copiii pe care îi aveți, nu știu, pe fericirea pe care o aveți, pe stabilitatea pe care o aveți, pe iubirea pe care o aveți, da, și pe care o puteți oferi. Și asta pentru că există câțiva dintre voi care probabil ați avut în ultima perioadă niște constrângeri financiare, niște probleme financiare sau nu neapărat probleme, da? Dar să zic așa, nu v-au ajuns banii să vă satisfaceți anumite nevoi, dorințe, așa cum o făceați. Da, există câțiva dintre voi. Ori această persoană este la curent cu această situație și nu înțelege cum de voi sunteți fericiți. Da, pentru puține cazuri. În alte cazuri este vorba, așa cum am spus, de pur și simplu invidia pe optimismul dumneavoastră, pe starea dumneavoastră de bine. Este o femeie care are peste 45 de ani, a zice 45-50 de ani. O văd foarte apropiată de voi. Atenție să nu-i mai arătați, da? Nu-i mai expuneți ceea ce vreți să faceți. Unde ați ajuns, care sunt proiectele voastre, sau abțineți-vă în această săptămână, să zic, să discutați cu o femeie care pare prietenă, dar încearcă să vă dea sfaturi, dar nu știu cât de bune sunt aceste sfaturi. Pentru persoanele singure, iată că energia acestei cărți se referă la voi. În această săptămână există posibilitatea să vină o soluție către voi sau să vă vină o idee, să fiți supuși la niște experiențe, la niște fapte care
din care vor reieși, va reieși de fapt o frumoasă poveste de dragoste, o dragoste romantică. Poate fi o dragoste la prima vedere. Alții dintre dumneavoastră, o parte dintre cei singuri, da, sau da, nu mai contează, vă gândiți la o persoană din trecut, la o persoană care are un loc special în inima dumneavoastră. Vă revin amintirile vis-a-vis de această persoană. Ați vrea din nou să deschideți un capitol vis-a-vis de idila cu această persoană, de conexiunea, de parteneriatul, numiți-l cum vreți voi. Vă vine din nou în minte ideea de a fi cu această persoană. Persoanele care, că tocmai vorbeam de anumite lucruri financiare, de bani, de carieră, atenție un pic în jurul dumneavoastră, nu este o săptămână bună să dați bani. Da, să împrumutați bani sau să faceți un job sau să faceți un serviciu, să vă se promită o anumită sumă de bani și după aia pentru că aveți riscat să nu vi se mai dea. Da? Deci, fi bine să nu negociați nimic săptămâna asta, ar fi bine să nu împrumutați pe nimeni, da? Să nu prestați anumite servicii pentru că fără ca banii să vi se dea, da? Pentru că veți munci foarte mult și poate veți fi răsplătiți mai puțin decât ați fi meritat sau decât ați fi cerut. Da? Există o decepție oarecum pentru câțiva la nivel financiar. De asta vă spun. Pentru a ieși să zic așa, din zona aceasta, iată că aceste cărți de oracol vă invită la o strategie. Da? Cartea Strategia a ieșit aici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dumneavoastră să știți în ce punct vă aflați, să aveți un plan bine întemeiat, bine pus la punct, să nu vă mai gândiți sau să vă lăsați influențați de, eu știu, de anturaj, de alți oameni. Notați-vă ceea ce este important să vă notați, fiți atenți la detalii. Deci depinde de situația în care vă aflați, dar e vorba și de a ține o evidență anume. Nu știu pentru cine este mesajul, dar trebuie să țineți o evidență anume. Da? Ce comandați, ce cumpărați, ce bani vă intră, ce bani vă ies, ce ați dat, cui ați dat, cât mai aveți de dat, cât mai aveți de primit. Nu știu. Da? Deci aveți nevoie câțiva de această strategie pentru că altfel există această decepție legată de partea materială, da? Financiară, carieră. Așteptați de foarte mult timp. Această așteptare a dumneavoastră am impresia că este pe plan sentimental, nu știu de ce, poate mă înșel eu, dar sper că așteptați. Așteptați ceva să se întâmple nou în viața dumneavoastră, așteptați să vină o oportunitate, așteptați de întoarcerea unei persoane, așteptați o persoană nouă, da? Așteptați să vi se deblocheze anumite lucruri și tot așteptați și aveți impresia că această așteptare a dumneavoastră nu ia sfârșit. Se pare că în săptămâna asta aveți șanse ca să vi se îndeplinească, da, eu știu, visul, visele, dorințele, să puneți punct, da, acestei perioade în care nimic nu s-a întâmplat, da, o perioadă destul de, da, ca o linie moartă așa în viața dumneavoastră în care nimic nu s-a întâmplat nou. Câțiva dintre voi sunteți obișnuiți cu noutăți, sunteți obișnuiți cu o viață efervescentă, da, chiar dacă este așadar o viață liniștită, o viață pusă la punct, stabilă, da, dar efervescentă, adică cu multe lucruri, cu multe responsabilități, da, și se pare că această
această așteptare va lua sfârșit, da? Eu așa simt. Haideți să vedem un pic, să clarificăm cu acest stranger fiecare dintre aceste cărți, dragii mei. Această familie sau fericirea aceasta în familie sau stabilitatea aceasta, bunăstarea aceasta, da? Despre ce este vorba? S-ar putea o perioadă a familiei în care își va reveni din punct de vedere financiar, poate să fie și asta. Cheltuieli foarte mari. Da, un nou început. Da, această familie fericită reprezintă un nou început. Deci este o nouă etapă. Poate până acum nu ați fost fericiți. Poate până acum nu exista fericire în relația dumneavoastră, în căsătoria dumneavoastră, etc. Iată că este un nou început. Poate fi un nou început legat de apariția unui copil. Un nou început legat de apariția unei persoane cu care veți întemeia această, da, familie fericită. În orice caz, este acest nou început, îngerii vă sunt alături, veți începe de asemenea o nouă călătorie, metaforic vorbind. Aveți un pic de teamă, n-am de ce să zic, dar nu aveți de ce să vă temeți, pentru că, așa cum vedeți aici, îngerii sunt, vă sunt alături, da? Deci puteți să pășiți liniștiți înainte, pentru că îngerii vă vor fi alături pentru a vă sprijini, pentru a trece peste fiecare etapă, pentru că un nou început, pentru a ajunge aici, da? Deci nu batem din palme, se construiește ceva, ok? Deci sunt etape pe care va trebui să le treceți. Bineînțeles, lucrurile pot începe în această săptămână, nu vă imaginați că într-o săptămână de zile se termină totul, dar veți începe în această săptămână și cert este că ceea ce veți începe este acest nou drum de a lăsa în spate tot ceea ce v-a împiedicat până acum. Da? Veți găsi pe drum, cadouri ale vieții excepționale. Trebuie să credeți în viitor, da? Să credeți în viitor, pentru că ocazii favorabile vor veni către voi, așa cum vedeți și aici, și din punct de vedere sentimental. Material, v-am zis, fiți un pic atenți, dar vom vedea. Haideți să vedem acum, din punct de vedere sentimental, să stabilim câteva lucruri. Parcă, eu știu, câțiva visați persoana respectivă, poate o cunoașteți, poate nu, repet, poate să fie cineva din trecut, poate să fie cineva care v-a abandonat, pe care l-ați abandonat sau ați abandonat, nu știu, dar că se pare că există câțiva dintre voi care pur și simplu visați această persoană, o simțiți aproape, alții care nu o cunoașteți deloc, parcă știți cum arată. Iar din punct de vedere sentimental, voi în această săptămână, cert este că veți vedea lucrurile dintr-un alt unghi. Da? Veți vedea dincolo de situația care vi se va prezenta, pentru că ceva vi se va întâmpla, asta e clar. Uitați-vă aici cum se deschid aceste uși, ceva frumos vi se va întâmpla, dar veți vedea dincolo. Da? Vă veți duce în viitor, veți avea multiple posibilități, nu doar una. Okay? Nu simt că este doar o singură posibilitate, sunt multiple posibilități. Nu trebuie să vă îngrijorați de pauza asta care v-ați acordat-o, de răbdarea asta pe care ați avut-o, da? Răbdarea aceasta v-a dus la această pauză, dar asta pentru că dumneavoastră ați avut nevoie să reconsiderați anumite obiective, ceea ce este temporar în viața dumneavoastră și ceea ce contează de aici peste, să zic, ani mulți. Și acum veți înțelege în săptămâna aceasta lucrurile astea, da? Haideți să vedem mai multe despre această persoană invidioasă, geloasă, această energie feminină, da? Ce-i cu ea? Ok, această carte. Este o persoană care, nu știu, nu are o anumită libertate sau are impresia că voi nu sunteți liberi, că vă sunteți constrânși de ceva. E o persoană care e invidioasă pentru că ea a luat-o, pentru că e o energie feminină, asta e clar, a luat-o pe un drum greșit. Pe voi vă vede bine.
are blocaje, este o persoană care are blocaje, este o persoană care și-a creat iluzii, și nu se eliberează de lucruri, negative pentru, bineînțeles, a putea elimina toate obstacolele. Tot în energia aceasta joasă stă a invidiei, nu se gândește la posibilități care îi se oferă, sau pur și simplu este, da, deci e în energia aceasta, e negativă, ce să mai, persoana asta, energia asta feminină, nu încearcă să facă nimic pentru ea să se schimbe oarecum, să se schimbe, că nu se va schimba, dar să vadă lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Poți fi o persoană care este dependentă de dumneavoastră din punct de vedere material, financiar, poate ajutați această persoană cu o anumită sumă de bani, nu știu, sau aveți grijă de această persoană, nu vrea să vă lase liber, liberă să fiți fericiți, da? Să vă găsiți pe cineva, să aveți această familie fericită. Nu știu de ce. Haideți să vedem această ocazie, dar așa cum am zis, în mai multe ocazii s-a întors o carte, o să o iau. Ia, uitați-vă, este acest as, da? Îngerii vă spun că vă anunță că ocazii favorabile vor veni la viața dumneavoastră pe plan sentimental, dar nu numai. De asta nu este o singură ocazie, de asta sunt mai multe. Poate o schimbare de carieră câțiva, da? Chiar o schimbare de carieră, chiar dacă arată inimii aici, poate să însemne lucrul acesta, pentru că va fi ceva ce vă place. Schimbare de carieră, realizarea viselor, da, voastre. Dar nu, ceea ce vă transmit îngerii este să aveți grijă, pentru că voi, da, din răbdarea asta pe care tot o aveți, nu faceți altceva decât să spuneți: ok, mâine fac, mâine încep, mâine plec la drum, mâine risc ceea ce am de riscat, să zic, pentru a fi fericit, fericită. Nu, a venit momentul să treceți la acțiune, da? Îngerii vă cheamă la acțiune, dar să nu mai stați pe gânduri, este momentul pentru. Pentru că dacă nu vă lăsați acum într-o activitate profesională sau într-o relație pe care o vreți, vă doriți, pierdeți ocazia. Pierdeți ocazia și nu faceți altceva decât să amânați și să amânați și să amânați. Aveți tot ce vă trebuie. Toate aptitudinile sunt acolo. Trebuie să doar să, încred, să aveți încredere în voi. Da? Deschideți aceste uși, pentru că oportunitățile sunt acolo. Haideți să vedem aici despre această dezamăgire legată de bani. Poate să fie chiar o înșelătorie, poate să însemne. Dar să vedem ce ne spun îngerii, da? O carte pentru a clarifica această carte. Ok, aceasta. Ia să vedem despre ce este vorba. Este o persoană care nu este credincioasă, da? În primul rând, ne spun îngerii, este o persoană din anturajul dumneavoastră, o persoană pe care ați ajutat-o, care a avut mai multe alegeri de făcut, o persoană care pare timidă la prima vedere, dar nu este. Așadar, nu vă lăsați influențați de timiditatea acestei persoane, de faptul că are nevoie de ajutor, pentru că o să pară fragilă în fața voastră, dar nu este. Atenție, pentru că e vorba de financiar, da? Pe plan financiar, material, de asemenea, atenție. Atenție să nu fiți decepționați. Haideți să vedem ce zic îngerii despre această strategie. Ok. Vă va veni o anumită idee,
sau veți primi o anumită informație. Cu această informație, dumneavoastră veți crea o anumită strategie, mai ales pentru cei care doriți să vă schimbați jobul, dar nu întreprinderea, poate postul, da? O să vă vină o idee sau chiar cineva va veni la dumneavoastră cu un mesaj, da? Cineva va veni cu un mesaj să vă spună, ok, există această oportunitate, această posibilitate, pentru că voi veți crea o strategie. Poate să fie o strategie de interviu, da? Dacă vă duceți la un interviu, poate fi o strategie pentru înscrierea la o școală de renume, da? Școală de renume, facultate, colegiu, nu știu, universitate și așa mai departe, la o școală de renume. Îngerii vă spun că aveți nevoie de această strategie pentru că voi sunteți pregătiți, da? Deci aveți tot ce vă trebuie să întâlniți noi obiective, să vă faceți noi obiective, noi planuri de viitor, și să fiți optimiști, strategia să fie bazată pe inteligență și nu nici de cum pe impulsivitate. Și să trasați tot ceea ce trebuie să trasați. Așa cum am spus, scrieți mult, recuperați anumite lucruri prin mesaje scrise, da? Nu știu, informații și așa mai departe. Da? Este ceva legat și de scris. Iar această ultimă carte, Răbdarea, să vedem despre ce este vorba. Oh, wow, două cărți au căzut. Răbdare în a deveni independenți, așa cum am zis, independenți din punct de vedere financiar sau liberi, da? Liberi, libertate în sensul că libertate de anturaj care poate fi reprezentat de persoane, de, eu știu, de anumite conjuncturi, de anumite situații care au fost obstacole în realizarea viselor voastre până acum. Deci, veți ști cum să, da, legat de această strategie, cum să ieșiți de acolo, din acele obstacole, pentru ca visele să vi se concretizeze. Veți avea un sentiment de pace, un sentiment de mulțumire, mulțumire vis-a-vis de voi, vis-a-vis de Dumnezeu, vis-a-vis de Univers. Veți simți împliniți, da? Iar aici răbdare este pentru că anumite persoane, voi aștepta să vă faceți un cadou important pentru voi. Nu știu ce vreți să vă cumpărați, dar așteptați de mult lucrul ăsta. Ei, săptămâna asta se pare că aveți nevoie de o strategie să puneți la punct planul acesta de a cumpăra ce vă doriți. Nu trebuie să vă faceți grijă de bani, spun îngerii, trebuie să profitați. Să profitați de această ocazie, pentru că este ocazia acolo. Răbdare ați avut de altfel și acolo în câmpul de lucru, unde ați știut că sunt colegi care își asumau realizările dumneavoastră. Da? Dumneavoastră făceați ceva și colegii spuneau, eu am făcut. Da? Și așa mai departe. Și ați avut răbdare, ați avut răbdare, ați lăsat aceste persoane, dar acum veți pune piciorul în prag, îngerii vă vor da forța să spuneți nu, da? Nu, nu mai vreau să te ajut, nu mai vreau să-ți arăt nimic, nu mai vreau și așa mai departe, da? Acest lucru poate să fie valabil și cu persoane din familia dumneavoastră sau prieteni. Deci veți învăța să spuneți nu. Prea multă răbdare aveți, da, cu cei din jurul vostru și nu fac altceva decât să profite de acest lucru. Iar asta e, problema aceasta este, o văd eu așa, legată un pic datorită faptului că dumneavoastră s-ar putea să treceți peste un conflict oarecum destul de mare în interiorul dumneavoastră, nerezolvat, voi cu voi înși vă, sau o relație conflictuală cu o altă persoană nerezolvată. Da? Deci a stăcut, persoana aia a spus ce a vrut, a făcut ce a vrut, dar se pare că este momentul să vă apărați drepturile, să spuneți nu și să vă impuneți punctul de vedere. Dragii mei, aceasta este etalarea pentru săptămâna aceasta. Mulțumesc din suflet pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere!